trei axe posibile de rotație și atunci te dau bine specifică cum o să rotească tributul după fiecare ax pe principiu. Și din cauza aceasta putem să scriem ca un produs, deci avem trei unghiuri și mai există și unghiul pe 0 la început. Asta e o chestie matematică, se poate demonstra pe așa. Ok. Acum, să vedem câteva exemple cu arma aceasta. Dacă scriem cubiți în forma aceea vectorială, să vedem cum acționează asupra lor. Dacă la aplic asupra lui 0 și 100. Deci, pur și simplu, înmulțiți matricea cu urma. Starea plus, deci am A, fac o poziție de 0 plus, cu 1 minus.
virus care este o stare epidemică și o să notez starea respectivă cu fi, ca să nu trebuiască să o rescriu forma asta în momentul. Și acum măsor primul qubit din starea aceasta la baza respectivă, plus teta, minus teta. Deci o să am acești doi proiectori, proiectorul pentru plus teta și pentru minus teta, și deci trebuie să calculez proiecția. Când proiectez primul qubit după primul proiector și când proiectez după al doilea proiector și pe al doilea, pe al doilea qubit îl las neschimbat, deci matrice identitate. Da? Și acum o să sar peste detalii când vreau să facem tot calculul ăsta și o să văd direct care e răspunsul. Deci, dacă în primul proiector, deci dacă am obținut rezultat 0 de la măsurătoare, primul qubit a colapsat în starea plus teta, deci l-am proiectat pe plus teta, și al doilea e în starea aceea. A plus plus B la E la L minus teta minus. Seamănă cu ceva ce ați văzut mai devreme? Gândiți-vă la partea aceea cu V de teta. Și ce făcea asupra unui qubit general. Da, deci e... Exact. Bine, îi punea de la teta, deci era V de minus teta. Aplicat pe S. Deci al doilea qubit, în urma măsurătorii, a devenit W de minus teta aplicat lui Psi. Acum, pe cazul celălalt, când măsurătoarea îmi face răspunsul 1, deci primul qubit a fost colapsat la minus teta, starea celui de-al doilea să fie asta, deci singura diferență e că avem minus aici, în loc să avem plus, deci e ca și când e din nou W de minus teta aplicat lui Psi, dar și cu un x, pentru că țineți minte, x asupra lui plus nu-i făcea nimic, x asupra lui minus nu făcea minus minus. Ok? Punea o fază de minus în față. Și atunci este operatorul x înmulțit cu W de minus teta, acționând asupra lui x. Deci, în general, dacă facem lucrul acesta, starea celui de-al doilea qubit o să fie x la puterea S1, unde S1 e rezultatul măsurătorii, fie 0, fie 1. W de minus teta aplicat asupra lui X. De ce e important lucrul acesta? Pentru că înseamnă că procedura asta de a lua doi qubits, unul o stare oarecare și unul stare plus, ai pune de entanglement în felul ăsta cu poarta control Z și a măsurat-o prim în baza M teta, este echivalent cu a trece un qubit Psi printr-o poartă logică W de minus teta cu o corecție de X. Că uneori ne mai apare și X-ul acela și trebuie să corectăm, să aplic X asupra lui. Deci e foarte asemănător cu teleportarea. Mai știți la teleportare? Aveam entanglement când făceam o măsurătoare, qubitul al doilea era qubitul inițial cu un X, o corecție de XZ la început. Aici qubitul final este W de minus teta aplicat qubitul inițial cu o corecție de X, care depinde de rezultatul măsurătorii. Și atunci ne vine o idee minunată. Pentru că, tocmai am zis mai devreme, că orice matrice unitară se poate scrie sub forma asta. Și am pus unghiurile cu minus, ca să de fiecare dată putem folosi schema de mai devreme. Și atunci, dacă luăm poza de mai devreme și o punem în secvență de 4 ori și ne alegem unghiurile să fie 0, teta 1, teta 2, teta 3, o să putem și alegând corespunzătorul unghiurilor să obținem orice matrice unitară în felul acesta, pe un singur qubit, cu niște corecții, pentru că am văzut că după ce măsor prima dată, poate să-mi apară un X pe qubitul respectiv pe care am trebuit să-l corectez. Dar ce o să fac este să incorporez, o să fac corecțiile pe măsură ce măsură, pe măsură ce fac măsurătoria. Adică o să-mi adaptez măsurătoarea astfel încât să includă și corecția aceea de X. Astfel încât să facă și corecția. Deci o să măsor și o să fac și corecția în același timp. O să vedem imediat cum facem asta. Deci schema pe care o avem obiecte e următoare. Avem Psi-ul, inputul nostru, și avem 4 plusuri. Ok? Și facem entanglement între toate, clic control Z între toate. Și mă rog, pipiurile sunt inversate, pentru că prima ce mi-a aplicat W de teta 3, următoarea de W de teta 2, de teta 1, adică când aplic, pentru că acționez la dreapta asupra unui vector, când acționez cu matricea aia de sus asupra unui vector, vedeți că prima oară se aplică W de teta 3, după
după aia de teta 2, după aia de teta 1 și după aia de teta 0, deci de aia sunt inversate unghiurile aici. Asta nu e important. Important e că putem face lucrul acesta și atunci cubitul pe care îl obținem la final, după ce am măsurat pe toți ăștia 4, ar trebui să corespundă lui X și cu orice matrice unitară aplicată asupra lui, cu o corecție de X datorată ultimei măsurări. Aveți întrebări până aici. Că e foarte important să înțelegeți asta. Bine, matricea unitară va fi aproximată sau va fi exactă? O să vedem lucrul acesta. Deci, în principiu, adică n-am precis identificată să-mi arăt orice unitate. Într-adevăr, și o să fixez niște unghiuri mai acolo și o să-mi iau doar matricele unitare care formează un set universal. Și după aia să aproximez la cealaltă matrice unitară. Dar conceptual asta e ideea. Exact. Matricea unitară care se aplică asupra psiului. Ok? Deci, în urma măsurătorilor, ultimul qubit o să fie psi și cu U acela aplicat și eventual și cu X aplicat asupra lui, dat de ultima măsurătoră. Și acum, odată, am zis că X-ul apare după, poate să apară după fiecare măsurătoare. Și atunci, spre exemplu, dacă am măsurat primul qubit și mi-a dat rezultat cu 1, înseamnă că aici e X ori W din teta 3. Și atunci aici nu o să măsură direct teta 2, o să fac o altă măsurătoare ca să scap de X-ul ăla și să mă asigur că obțin W de teta 2 aplicat cu W de teta 2. Și cum o să facem asta? Deci cum incorporăm corecțiile pentru X de măsurători? Păi, în esență, ce am vrea e ca atunci când măsur, să fie ca și când întâi se aplică X asupra cubitului și după aceea se face măsurătoare. Asta e conceptual ideea. Acum, când măsur, ce se aplică asupra cubitului? Pe proiectorii. Și atunci ce vreau e ca în fața proiectorului să pun un X care să compenseze pentru X-ul care e deja un cubit. Ok? Iar asta corespunde unei schimbări de bază. Adică, dacă baza inițială era dată de plus teta și minus teta, noua bază o să fie dată de X aplicat lui plus teta și X aplicat lui minus teta. Pentru că X e tot o matrice de rotație și trebuie doar să mă rotesc baza ca să incorporez corecția. Deci dacă inițial aveam proiectorii de ăștia 2, acum o să iau proiectorii ăștia 2. Deci X aplicat lui plus teta și aici la fel. Deci la fel. Deci am schimbat baza în care fac măsurătoarea. Astfel încât acum când proiectez cubitul, o să acționeze X-ul asupra lui, o să-i corecteze X-ul pe care l-a căpătat în prima măsurătoare și apoi se face corecția obișnuită ca la o măsurătoare. Da, dar nu avem nevoie să aplicăm corecția. Atunci nu faci, nu adaptezi. Ok? Deci doar îți adaptezi măsurătoarea dacă prima măsurătoare ți-a zis cum și ți-a introdus un X. Altfel se zice proiectorul X la puterea S1. Exact, exact. Deci proiectorul o să fie X la puterea S1. În funcție de rezultatul primei măsurători, am asta în constatare. Acum, ce e X aplicat lui plus teta? Păi, X aplicat lui 0 plus teta e teta, X aplicat lui 1, deci doar îi schimbă pe 1 și pe 0. Dar acum, ce o să fac, este să dau factor comun forțat de la Y. Îl dau factor comun forțat, îți fie la teta radical din 2, 0 plus e la minus I teta 1. Cine este asta? Plus, plus. Minus teta. E, scuze, e plus minus teta, înțeleg, am lucrat. Așa. Iar la teta nu contează pentru că e fază globală, da? Și fazele globale nu contează, cum v-am zis. Deci starea asta e plus indice minus teta. E mai măsor cu exprimările, pentru că sunt plusuri ca stare și minus ca fază la unghi. Ok, deci obținem, deci în felul ăsta se schimbă baza. Dacă inițial aveam stările acelea plus teta și minus teta, la final o să avem plus indice minus teta și minus indice minus teta. Ok, deci ăștia o să fie noi proiectori. Și deci dacă se produce o eroare din cauza qubitului I, atunci la qubitul I plus 1, și pe qubitul I plus 1 voiam inițial să fac măsurătoarea teta, o să fac de fapt măsurătoarea minus. Măsurătoare cu minus teta, ca să corectez. Deci, cu alte cuvinte, pentru o măsurătoare generală, dacă pe cubitul al I-lea, în lanțul acela, am obținut rezultatul S indice I,
o să fie minusul la puterea SI, orte. Ok? Asta înseamnă că adaptezi măsurătorile, deci pur și simplu teta devine minus pentru o adaptare foarte simplă, că doar să vine în punctul respectiv, ca să corectezi. Ok. Și atunci, cum bine a punctat la linie, în general s-ar putea să am precizie nelimitate pentru unghiurile respective, adică nu pot să măsor orice unghi care eu. Dar nu e o problemă, pentru că nu trebuie decât să măsor unghiurile, ca să obțin porțile dintr-un set universal de porți pentru un singur qubit și atunci, ca să obțin orice altă matrice unitară, pur și simplu le repet astea de oricâte ori am nevoie și aproximez orice altă matrice unitară. Deci, pur și simplu, repet, iau lanțul din acelea de câte 5 qubit și le tot concatenez așa, fiecare corespunde unei porți logice, fac măsurătorile cu corecții și la final obțin ce vreau. Deci pașii sunt următoare. La început preparăm multe stări din astea plus, după aceea le punem pe toate în entanglă într-un lanț, împreună din starea aceea psi. După aceea efectuăm măsurătorile astea adaptive, deci cu corecțiile de rigoare, și la sfârșit aplicăm o corecție ultimului qubit. Sau, mă rog, dacă vreau să măsor și ultimul qubit tot în baza respectivă, o să fac tot o măsurătoare din asta adaptată. Ok. Acum, deci, schema aceasta îmi permite, deci vedeți, e o schemă prin care, dacă am, să zicem, calcule pe un singur qubit, o să obțin orice matrice unitară, o să aproximez orice matrice unitară. Deci, metoda aceasta de a face calcule cuantice e universală pentru un singur qubit. Și acum hai să o generalizăm pentru mai mulți qubiți, că normal vreau să am mai mulți qubiți. Păi, v-am zis mai devreme, că W de theta și control Z formează un set universal de porți. Doar cu astea două porți pot să obțin orice matrice unitară. Și pe W de theta obținem pe lanțuri și control